Biblioteca Română-Arabă din cadrul Centrului Cultural European Română-Pan-Arab a fost gazda unei seri muzicale sudaneze. Acest eveniment s-a susținut în bibliotecii Română-Arabă, în cadrul CERPA, pe care USH este un partener în această bibliotecă și pe acest lucru eu adresez USH-ul la mulți ani, domnului rector Aurelian Bondra și tot cadrul didactic și studenții din USH și dorim succes și noi promitem în continuare de o colaborare foarte fructuoasă și eficientă în interesele culturale româno-arabe. Implicarea instituției haretiste în evenimentele culturale a devenit deja o obișnuință pentru Universitatea Spiru Haret, iar astfel prestigiosul centru academic contribuie și la promovarea culturii în țara noastră. Participarea Universității Spiru Haret în vis-a-vis de Centrul Cultural European Român Pan-Arab o consider extraordinară, pentru că ne-a dat prilejul, după cum ați văzut, profesorilor, muzicienilor, studenților, să ne bucurăm de această interculturalitate, de tradiție, de păstrarea tradiției, de muzica pentatonică. Mi se pare un lucru atât de frumos. Aici am asistat în seara aceasta la muzică sudaneză îmbinată cu folclor românesc. Eu chiar felicit Universitatea că a făcut această colaborare cu Centrul European Pan-Arab și cred că proiectele de viitor sunt foarte bine văzute sau binevenite. Despre Sudan se știu destul de puține lucruri în România la ora actuală, dar excelența sa, ambasadorul acestei țări la București, Mohamed El Tayeb Ghazmala Mudawi, este de părere că muzica poate promova foarte bine tradiția și cultura acestui stat. Muzica e o limbă internațională și cred că muzica sudaneză are promovarea, are sprijin pentru art sudanez, pentru cultura sudaneză. Sudan este bine cunoscut cu literatura, cu poezia și cu muzica. Și muzica sudaneză este interesantă pentru tot poporul african și arab. Invitați pentru prima dată în România, muzicienii din Sudan s-au arătat deosebit de încântați de vizita în țara noastră. It is the first time for me to come to this beautiful country, you know. But it is very famous country and we know that you have very beautiful cultures and you have very also good music. But yes, for me, it's very first time to come, but I'm very happy that everything here is okay. On the other hand, also, we present our music yesterday and today, and we wish that the people here accept the Sudanese music as beautiful as possible. And I'm happy. I'm very happy to be here in Romania. Pentru oaspeții de peste hotare, organizatorii au adus două îndrăgite artiste de muzică populară din țara noastră. Valeria Arnăutu a impresionat publicul cu melodia Ionel Ionelule, iar Polina Gheorghe a oferit momentul serii, aceasta cântând în acompaniamentul artiștilor sudanezi. Am luat rămas bun de la Centrul Cultural European Româno-Pan-Arab cu promisiunea președintelui instituției că, în scurt timp, va fi organizată în capitală o săptămână româno-arabă, iar în final am rămas profund impresionați de versurile scrise de excelența sa, ambasadorul Sudanului la București, în poezia Pace. Este o săptămână culturală româno-arabă, va cuprinde foarte multe evenimente culturale de a prezenta tot ce înseamnă turism,
tot ce înseamnă economie, tot ce înseamnă învățământ, tot ce înseamnă viața socială și culturală a țărilor arabe și România. Și la fel se va prezenta costumații populare, gastronomii, filme și filme documentare. Suntem sănătoși pentru un oraș ca Omdurman. Pe lângă Nilul Alb, acesta se afla. Orașul nostru, o mireasă din Sudan. E frumoasă, luminoasă, ca o berlă. Mulțumesc!